m-am întins de-a lungul unui poem și dorm, până când se rupe în mine aerul în greutăți mici și vii. Știu cum arată literele pe dinăuntru, au pumnii strânși, gata să se lase în voia inimii. Nu mor. Eu curg din mine toată în interiorul mâinilor, inima cu poezia în gura, gata să se îndrăgostească, păpuști chisite la colțul străzii, stau de vânzare. Fata are talia de poezie, băiatul se sărută cu talia ei. Mă îndălesc numai în gura cuvântului și sunt altfel. Carnea mea, dintr-o parte, pare o literă care îmi vrea tot trupul. Bună seara, sunt Luiza Cara și vă spun bine ați venit la mare, în Saturn, aici e fierbințeală mare și prieteni dragi din țară sunt alături de noi și astăzi vom vorbi despre o întâmplare pod bucuros între luna iunie și iulie. Între 29 iunie și 1 iulie, la Galați, pe malul mării, se întâmpla poezia Port la Dunăre. Spunea: casa gândurilor, locul meu de joacă. În prezent lucrează la un volum fără pagini, fără titlu, care se scrie în interior, se scrie nevăzut și nefiresc. Sub o aparență fragilă se ascunde un om puternic, cu idei minunate pe care le realizează fără a lăsa să se vadă efortul depus. Florina Zaharia, că despre ea este vorba. Bine ați venit în Galeria Luiza Cara la o nouă ediție a seriilor calatiene. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi, astăzi seară, este și Firită Carp, editorul, prietenul nostru vechi. Mulțumită Tele Moldova Plus și domnului Frăsilă, iată că seriile calatiene au vizibilitate națională. O să vă spun câteva cuvinte despre invitatul nostru de onoare, despre Florina Zaharia. A absolvit Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Litere Română-Engleză, și are un master în teoria și practica textului. Este redactor șef al revistei Dunărea de Jos în cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați. Poeta Florina Zaharia a fost aleasă în funcția de președinte a filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 23-2028. Va face parte din Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, conform statutului USR. Sunt atât de multe lucruri frumoase și importante de spus despre Florina Zaharia, dar o să le spun așa pe rând. Acum să începem cu poezia Port la Dunăre. Alături de Firiță Carp am fost participanți la acest desăvârșit, pot spune, eveniment, la care au participat alături de poeți din România și din alte țări care sunt riverane Dunării. Vă rog să ne povestiți despre participanții de anul acesta. Da, e un proiect care a luat ființă atunci când am preluat conducerea Centrului Cultural Dunărea de Jos, adică prin 2016, dar
de 2 ani de zile cumva are un alt concept, pentru că l-am dus către Uniunea Scriitorilor din România și am încercat să promovez scriitorii din Fidea la Sud-Est. Și mergând pe această idee, l-am dus către drumuri cumva care țin foarte mult de creativitate și de scriitori din zona de Sud-Est. Anul acesta, într-adevăr, am avut în jur de 100 de invitați, așa, 8 țări participante și foarte multe produse culturale care au făcut ca acest tot să fie fastuos. Așa, am editat un caleidoscop literar la Dunărea de Jos, care promovează iarăși scriitorii din zona de Sud-Est. Autor este Adi Gesecaru, un scriitor din filială, un critic literar pe care ne bazăm de fiecare dată când e vorba despre poezie bună și despre cărțile tipărite în zona noastră. Apoi ne-am dus către zona de cartoline, cartolinele Dunării le-am numit noi, care au promovat scriitorii din filială și poeții și prozatorii și traducătorii și eseiștii, absolut pe toată lumea. Așa. Și o altă activitate care a atras foarte multe fotografii și publicitate a fost realizarea acelei alei a scriitorilor pe care am gândit-o în grădina publică din Galați, în jurul statuii lui Caragiale. Iată că, deși au fost foarte multe alte idei, acestea s-au materializat. Apoi am avut o altă colaborare cu Consiliul Județean din Galați și am realizat acel album pentru toți invitații din festival. Pe când celelalte, toate produse literare au fost realizate cu sprijinul primăriei Galați și a Consiliului Local. Bineînțeles și a Uniunii Scriitorilor din România, care m-a susținut de la început în acest demers. Noi am fost atât de fericiți să vedem că, iată, există și locuri în care autoritățile locale sprijină cultura. Asta s-a întâmplat și mulțumită Florinei Zaharia, pentru că nu numai oaspeții, ci chiar organizatorii au avut tot mereu numai cuvinte de laudă la adresa ei. Ne-au povestit că are extraordinare idei de fiecare dată și nu se lasă până când nu le vede realizate. Am aici câteva dintre ideile și proiectele importante culturale la care a lucrat de-a lungul timpului Florina Zaharia. A coordonat proiecte culturale, revista Dunărea de Jos 2002-2022, Carte Sențe 2011-13, proiect de promovare a scriitorilor gălățeni, poezie și proză, Poezia campioană la Galați 2011-2012, proiect inițiat cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei, Endless Book 2012-2022, Ziua Mondială a Cărții, Galați, orașul scrie, orașul citește, 2009-2022, proiect de editare de cărți poștale, Festivalul de Film Future Movie, Domnească 61 Poezie. Ce era 61 acea? E adresa la care lucrăm noi. Aha. E adresa în care facem poezii. Da, super. 2016-2021, proiect inițiat cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei. În 2011-2012 a coordonat în regiunea de Sud. Este două proiecte europene implementate de Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România.
În prezent coordonează serviciul de marketing, editură, studio de înregistrare audio și sonorizare din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos și este, cum am spus, președinta filialei sud-est a Uniunii Scriitorilor din România. Florina Zaharia, pe drept, este cetățean de onoare al municipiului Galați. Mai târziu o să vă povestesc despre volumele Florinei Zaharia, dar acum o să îl rog pe Firiță Carp să povestească puțin despre poezia Port la Dunăre. Mulțumesc! Stimați telespectatori ai postului de televiziune Tele Moldova Plus, iată că prin oameni ca Florina Zaharia și Luiza Cala ajungem și la Marea Neagră, încât putem spune că poezia se întinde, cuprinde sufletele noastre și ajunge să fie și port. Da, că Dunărea se vrea să pare. Eu mă bucur tare mult că Tele Moldova Plus se ocupă cu asemenea chestiuni de suflet, că de aici pleacă totul. Și mă gândesc că, auzind acum, eu n-am știut atât de multe lucruri frumoase scris Florina Zaharia, pe mine m-a impresionat ca o entitate mobilizatoare, însăși creatoare de frumos prin poezie, prin acțiuni, dar are darul de a mobiliza și multe lucruri de acolo, poate n-am fost atent, poate nu le-am știut, dar se leagă cu impresia pe care o am tot mai puternică despre un om care face. Un om care face. Poate nu reușește tot din ce își propune, dar își propune multe și câte ceva face. Uneori am mai vorbit și eu despre Florina aici și acolo. Poate a părut că l-au. Nu, eu sunt aproape matematician a vorbit despre oameni, adică sunt exact, deși la matematică nu mă pricep, dar ca să înțeleagă și matematicieni. Sunt încântat, sunt bucuros, sunt de surprins, nu pot să spun că sunt surprins că de câțiva ani eu nu mă mai aștept să merg undeva să vorbesc despre ceva. Am luptat în edituri de câteva decenii, scriu și eu câte puțin și oricât aș fi de nepregătit atunci când sunt invitat să vorbesc despre ceva, când întâlnesc cu oameni ca voi, pot să vorbesc foarte mult cu Luiza Cala. Ferment cultural în Europa și spre Asia, Turcia, Bulgaria, toți împreună, Florina Zaharia, cu aceste proiecte. Și dintr-o dată, ascultându-vă acum, puțin pe Florina, puțin pe tine, mi se pare că am dreptul și poate chiar obligația să spun că prin oameni ca voi, poezia devine port la România progresivă, progresistă, optimistă, care are nevoie de oameni ca voi să miște lucrurile cu sufletul care ne adună și prin forța fizică să creștem, să ducem. Ce a fost la Galați, eu sunt gălățean și aici n-aș vrea să o laud, dar să-i spun că îi mulțumesc că m-a invitat la această ediție a Festivalului Internațional de Literatură Poezia Port la Dunăre, pentru că am început să mă simt mai gălățean decât sunt. Mie îmi plac oamenii care fac și atunci sunt și eu mobilizat să fac. Sigur, dacă va fi nevoie sau chiar dacă nu va fi nevoie, mă voi impune cumva să fiu de folos pentru viitor. Atunci când Florina va avea proiecte și voi simți că e nevoie și de umărul meu, sigur îl voi pune. Florina are multă inițiativă, are suflet puternic, e o persoană care știe să învingă, dar are nevoie și de oameni ca noi. Ea nu e singură, nu e deloc singură. Dar întotdeauna oameni care pot să pună umărul, e nevoie. Ce a făcut ea la Galați acum, eu efectiv am mai rămas după ce s-a încheiat, să merg să mai văd încă o dată și aleea, și locurile, și în port, pe nava. Am pus mai o dată să mă conving că e un vis care s-a petrecut. Că e un vis să adun poieți buni, toți foarte buni, din lumea largă. Nu neapărat legătură cu
fluviu Dunărea. Dar în primul rând cu Dunărea, că a fost și în 29 iunie, de câțiva ani buni, se sărbătorește Ziua Dunării. Peste 80 de milioane de oameni din lumea largă, din lumea largă, din lumea întreagă, sărbătoresc această zi. Și uite că Florina se înscrie la loc de frunte ca sărbătorire și prin punctarea acestui eveniment cu oameni de valoare din lumea întreagă și uite că a adus de la unii a scriitorilor, eu am rămas foarte plăcut impresionat, ce prestație culturală acolo, într-un în cadru aparent festiv, era de lucru. Să înțeleagă, bine, poate că nu toți am înțeles, dar oricum pe mine m-a trimis spre meditație și am gândit foarte mult ce public, ce scriu și chiar de ce. De ce o este? Trebuie să facem. Că avem nevoie de frumos. Dar frumos ăsta să-l servim cu noblețe, adică, cu eleganță. Adică am plecat de acolo cu un mare de ce, urmând de cum. Noi n-am mai apucat să vorbim că tot pe drumul acolo, dar în sufletul meu a rămas ca un imbăt că trebuie să urmăm exemplu acestei distinse prietene, să, dacă nu putem să o ajutăm, măcar să nu o încurcăm. Adică să plăcem să-i vadă. Eu să avem încredere. Vrei în să strânești evenimente. Ar trebui să vorbim despre poezia Porla Dunării, nu? Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, că toată atmosfera mi s-a plăcut o poezie, o frumusețe, de dimineața până seara, întâlniri colo, întâlniri aici, nu a apărut ceva riguros, deși a fost foarte multă rigoare, de la Varujan Vosganian, prim vicepreședinte, până la, nu ultimul, cel din scriitor de acolo, toți se simțeau importanți. Alea scriitor, nu s-a simțit nimeni nebăgat în seamă. Eu m-am dus a doua zi să văd dacă sunt și eu trecut, era. Și probabil că mai sunt. Eu nu sunt chiar scriitor așa, dar mă străduiesc că fiind în preajma scriitorilor și dacă vrei să rămâi în preajma lor, trebuie să demonstrez că meriți. Eu încerc și datorită Florinei să demonstrez că merit. Îi urez acestui festival prin Florina să aibă vânt din pupa, nu? Vânt bun. Vânt bun, așa parcă se... Sunt multe. Așa a fost, spunem noi marinari. O universitate atât de pregnantă, încât și obosit dacă erai, nu te puteai plictisi acolo. Nu te puteai plictisi. Parcă au fost aleși. Poeții veniți din... Bineînțeles că au fost aleși din câți erau. Și eu sunt convins că Florina ne va mai produce foarte multe surprize spirituale și nu doar cu filiera sud-est și nu doar la Galați. Eu cred că e un potențial acolo care poate să prindizeze spre țară și spre dincolo de votare frumosul. Pune de la Galați, de data asta. Da, încă se mai vorbește. Eu pot să mai vorbesc, să știți că nu mă pot opri de obicei. Da, spuneam că dacă încă se mai vorbește după o lună de la festival despre acest eveniment și dacă domnul Firiță Cap e mândru că e gălățean, ceea ce înseamnă foarte mult, înseamnă că am atins măcar... De mine chiar înseamnă și nu mă grăbesc să laud sau să vorbesc ce nu trebuie. Îmi cântăresc de obicei cuvintele foarte bine și ideile, pentru că mai ales în domeniul cultural, pune oamenii pe direcții greșite e mai grav decât a-l trimite pe un șofer pe altă cale. În domeniul cultural nu prea poți să te întorci. E foarte greu de reparat. Cam despre asta este vorba când avem de-a face cu evenimente culturale la care participăm sau nu. Ele sunt de o importanță mult mai mare decât pare. Ele ne pun pe direcții de care avem nevoie ca să creștem și altfel decât spiritual. Importanța artei, trebuie să-l opresc altfel, să termine emisiunea. Mulțumesc frumos! Importanța artei în viețile noastre s-a văzut cel mai bine în pandemie. Pentru că atunci refugiul tuturor a fost în artă. Și așa cum spuneam și la Galați, felicitând organizatorii, cel mai bun sol
al unui loc, al unei țări, al unui oraș, este cultura. De acolo pleacă în toată lumea cele mai frumoase cuvinte. Iată, a trecut o lună. Sigur, vor trece mai multe luni și toți ne vom aminti cu drag și interes despre de poezia Portla Dunăre. Firiță Carp a scris zilele astea, a postat pe Facebook, așa cum face el, un alt timbru de lipit pe suflet, în care a vorbit atât de frumos despre acest eveniment. Aș fi vrut să citești un mic fragment, dar cred că... O să citești, dar mai degrabă să vorbesc. Bine, faci. Grija mea față de cuvinte intru în domeniul care aproape mă înspăimântă. Uneori trece mai mult decât grija față de oameni. Când am scris acel test pe care îl gândesc de când am plecat de acolo și titlul mi-a venit, uite, timp împreună. M-am gândit la Florina, cum adună ea oamenii. Vă povestesc unui textul care n-am atât de mare importanță, scriu multe texte, dar la acesta parcă m-am gândit mai mult decât la oamenii despre care era vorba. Pentru că au fost acolo personalități una lângă una, alta mai mare, alta mai mare, nici nu știam. Iar eu l-am scris din răsuflare și mi-a fost teamă ca Florina să nu se supere că n-am trecut importanța din punctul ei de vedere. Eu am spus subiectiv, nu știu, am dat câteva nume și ideea că născută de fapt din dezbaterea la care Ana Botea și Răzvan Gung m-au bucurat foarte mult că au fost sinceri, concreți și persuasivi, din punctul meu de vedere, iarăși. Și ideea mi-a venit acolo, m-a urmărit, poate nici nu scriam, dar am vrut, mă, o să scriu ceva. Și ieri sau alaltă, sau poate așa, s-a legat. Și am avut teamă până să văd reacții că vor apărea nemulțumiri. De obicei, în domeniul scrisului, suntem mai orgolioși decât în alte domeniu. Poate pictorii nu sunt atât de cât și pictez. Da, sunt. Bine, creatorii sunt orgolioși. Da. Și am teamă nu față de mine, că voi supăra pe unii. Sunt pomeniți doar 2-3 inși acolo, numele Florinei, și ideea că timp petrecut împreună în fața sau cu creația noastră, poate e mai puțin important decât timpul petrecut împreună cu creațiile celorlalți. Cam asta a fost ideea, dacă s-a înțeles. Nu are rost să știți că nu e atât de mare literatură, e mai mult ideea. Sau s-a întâmplat. Eu am texte mai frumoase, dar asta a fost de aminte, da. Când l-am citit. Mulțumesc că v-a plăcut, da. Mă bucur. Și dacă i-a plăcut și Florin, eu sunt mulțumit, pentru că nu prea am neapărat să fie ea mulțumită. Să-i meargă la suflet ca să vadă oamenii care au fost, că lucrurile nu sunt zadarnice, că nu vorbim ca să ne aflăm în treabă. Da, și aici eu sunt convins că această emisiune noastră va avea un ecou și prin televiziunea Telemoldova Plus, pentru că promovează asemenea întâlniri și le arătăm oamenilor că suntem sinceri, nu vindem boboși. Suntem sinceri cu ceea ce vrem să facem și să-i atragem spre lucrurile frumoase. Să nu-și pierdă timpul uitându-se la noi. Și cu cât vom fi mai mulți cei care vom viziona aceste emisiuni transmise pe Telemoldova Plus, cu atât se va extinde cercul și nu vom ști numai fețele politicienilor, ci vom recunoaște pe stradă și poeți și oameni care fac frumosul din lumea noastră. Vă voi citi? Vreau, puțin de tot. Am certitudinea că începem să cunoaștem oamenii pe stradă frumusețea sufletului lui după poezie. Eu am citit la Galați o poezie din Florina Zaharia, fără să spun explicit. Pătrășcunul a spus 2-1 și acum ne-am recunoscut că ai citit o poezie din Florina, nu? Sau m-am înșelat? Asta vreau să subliniez și poate că cu asta eu nici nu mai vorbesc. Începem să ne recunoaștem prin frumosul pe care îl transmitem și de mână. Eu vreau să vă citesc câteva titluri ale cărților publicate de Florina Zaharia.
copilul acesta, îngerul acesta, iubește să se joace cu cuvintele. Și iată ce titluri de cărți. Debutează cu Goală pe străzi, un titlu îndrăzneț. Apoi, Poster, am spus bine? Cu șapte S. Cu șapte S, nu i-am învățat. Alexandru, manuscris de mângâiat. Nu e o Florina. Nu e o Florina. Ce frumos. Așteptarea fără brațe. Eua, acel eu care strigă că e feminin. Bandage body. Manifest trup. Plânsul. Plânsul îl am aici și o să rog pe Florina Zaharia să ne citească ceva, poate din Plânsul sau din alt volum. Sau din eu, da. Oricum, cred că îl va fi frumos. Mulțumesc. Când se vorbește așa despre mine, mi se întâmplă un fenomen. Și parcă sunt atât de străină și atât de, nu știu, reușesc să intru în mine doar atunci când scriu. În rest, sunt foarte confiscată de activitățile administrative, da. De tot ceea ce fac pentru alții, nu pentru mine. De aceea, faptul că cineva vorbește despre mine și despre ceea ce fac, mi s-a părut un pic străin, dar mi s-a părut și o normalitate, ceea ce cred că e ok. E de bine. Ok, o să vă citesc un poem din Eua, apărut la Paralela 45, în urmă cu vreo 10 ani. Sunt liberă, nu mai am sânge. E o sărbătoare de lumină și confeti a oaselor, a tuturor îmbrățișărilor reci și sticloase. Așa cum intră acul în venă ca piciorușele unui gând al tău, tăcut, ascuțit, cărăbuș. Sunt liberă, nu mai am piele, cresc ca în copilărie într-o materie caldă care se transformă în lumină. Am înghițit întunericul tot, până la gât, și ecoul lui rămas în ochi, îl voi lega la ochi. Voi salva planeta, voi libera gâzele din rochie, voi libera păpușile din cutiile muzicale. Sunt liberă. Fluturii izbucnesc din mine în horă. Durerea iese împreună cu locul prin care a intrat. Sunt liberă. Sângeresc peste tot. Am înroșit pantofii și lumea. Sunt liberă, cresc peste oameni și gândurile lor mari sunt scări în singurătate. Stau într-un gol care crește cu mine înăuntru, înghițindu-se neîncetat, ca atunci când desenai o zi fără după amiază și o inimă fără bătăile ei. O să continui și cu un poem din Plânsul și cam atât. Așa arată liniștea. Liniștea este atunci când plutești, când plutesc, din cauza gândurilor pentru tine, când pot să deschid fereastra și să te văd pe tine, când pot să mă plimb și să te țin de fapt de mână pe tine, când deschid gura să trag aer în piept și te respir pe tine. Așa este liniștea, când ating lucruri și de fapt te ating pe tine. Pentru că te caut în ele, pentru că te găsesc și tremur când te ating și când dau peste singurătățile tale, vreau să beau din ele. Frumos! Mulțumim! Eu aș mai asculta și aș tot asculta, dar am ales și eu o poezie. Nu știu, aș vrea încă să mai spunem câteva cuvinte ferite despre da, eu este atât de puțin, am impresia că o descoper pe Florina
de fiecare. Ne-am întâlnit de câțiva ani, tot întâlnim, dar ea atât de mult s-a implicat în administrativ. Uneori știi, spunea când era la Dunărea de Jos, ai fost directoare, nu? Cred. Da. De, nu mai credea să rezolve ele administrative. Uite când a scris, nu am intrat să cercetez atât de mult biografie. Mie îmi place că lucrurile ei pornesc din suflet și merg către sufletele celorlalte. Uite aceste... Păi eu, bă, ce mai publică... Nici nu știu dacă am o carte de la ta de poezie. Nu cred că am nicio carte. Nu, s-a întâmplat. Păi nici tu n-ai de la mine. Oamenii și-o fără cărți, dar noi zicem că ne cunoaștem. Uite că... această lectură, care a fost oarecum monotonă, așa, nu teatrală, cum a citit Florin Dochia, de exemplu. Eu nici nu trebuie să mai scriu, o să-i dau niște poezii ale altcuiva, lui Florin Dochia, să spun că sunt ale mele și el mă face mare poezie. Și acum, ca să spun ceva vesel, eu am debutat cu pseudonimul la Florin Dochia, cu numele de Florin Georgea. În sensul că erau niște poezii de mele, se vezi, ne-am amuzat. Asta ca să fac o glumă și să spun că mi se pare că Florina Zaharia nu este această Florina Zaharia, pentru că nu e pseudonim, e chiar numele adevărat și scriitoare de mare performanță creatoare. Tot am fost tema acolo, creativitate și la Dallas. Mie mi-a plăcut foarte mult tema aia și mă întorc mereu și probabil o să mă întorc. Și probabil că mulți dintre cei care vorbesc o să spună că a luat o razna firiță. O trebuie să o mai luăm și razna dacă e nevoie să spunem niște lucruri și să le... Avem nevoie de creativitate întotdeauna și nu numai în poezie, și nu numai în literatură, și nu numai în arte. Avem nevoie de creativitate în viața de zi cu zi, pentru că așa suntem vii. Altfel, suntem morți. Fără creativitate, nu suntem oameni vii, nu? E exagerat ce spun, mi se pare. Tot mereu urarea mea a fost fiți inspirați, fiți inspirați divin în tot ceea ce faci. Cum vei crea fără inspirație? Trebuie să fii inspirat. Probabil că o să încheiem această întâlnire cu telespectatorii de la Telemoldova Plus din spațiul calatian al expoziției de, nu numai de pictură lui Zacala, ci și de frumos în general. Și aș vrea să nu rămân nespus cu o chestie, să vă fericit pentru... Eu n-am știut, am știut că o să ne întâlnim cu dragă noastră prietenă de la Galat și mă bucur și mulțumesc și domnul Cristi că a adus-o, știe lumea, prietenii știu de ce. Și n-am rămas neapărat surprins, dar mă bucur că ați ales ceva după sufletul meu. Probabil că până la anul, dacă vom mai face o altă ediție, la Florina mă aștept să chemi și altă, că e inventivă mereu, poezia fără durere. Sigur, voi vorbi mult timp și oriunde, și eu circul destul de mult, și probabil că, acum ascultându-o, probabil că o să vorbesc cu domnul Crăsile, care e foarte destul la multe, să facă la Galați acolo, că poate Florina, săptămâna, la două săptămâni, despre poezia porc la sufletul nostru. De unde pleacă frumosul întotdeauna. Cred că eu am vorbit prea mult. Nu. Chiar mi-a făcut plăcere să te ascult, pentru că nu, ce spui tu, suflet, și atât de frumos când trăiești în prea mult, dar eu n-am știut chiar ce o să facem. Nu adică, e bine să ne întâlnim, aveți prea multe idei. Dar nu sunt fixe. Important să se materializeze cele bune. Da, exact. Așa că fie la Galați, cum spuneai, poezia sufletelor portă. Ce am zis, cred că e de bine. Poezia Port la Dunăre, Dunărea se varsă în mare, poezia Port la Mare, cum spuneam, mi-am dus dorul, că deja eram în ultima clipă prezentă la poezia Port la Dunăre și deja mi se făcuse dor de acest port frumos. Vreau să mă mai citesc acum. De scris te ocupi atunci când te întorci la tine, când cobori atât de mult în tine, încât nu-ți mai vezi pielea la suprafață, abia acolo, în adânc, în cel mai adânc adânc, vei găsi lumina definitivă. Subteranele, subteranele, cât nămol și câtă spaimă. Florina Zaharia,
în volumul Plânsul. Din Saturn, de la Mare, Florina Zaharia, Firiță Calb și Luiza Cala, vă spun, fiți inspirați divin în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim și noi mulțumim. La bună vedere!